Salutări, prieten! Warbringer aici, mă întorc cu un nou request, de această dată din partea lui Ransom Air. Mare atenție, om care a participat cam la toate concursurile de 1v1 și ne-a oferit și un match foarte frumos. Mi-a plăcut extraordinar de mult, versus Mihai Colda, dacă țineți minte, pe Semua. Și mai departe. De această dată îl vedem într-un 2v2 pe Rails and Metal. Joacă Axis, o chestie pe care eu sincer sunt mirat de chestia asta, pentru că joacă de obicei briți sau aliați. Bun, partenerul său de astăzi este domnul Bob202. Iar de partea aliat îl avem pe Thierry7910 și pe WNB Tiger. Deci Tiger și Theory Double Americans versus un Panzer Lead Bob și domnul Ransom Air ca și Wehrmacht. De obicei pe casurile sau în casurile pe care vi le-am adus, ați văzut că pe harta asta este un măcel extraordinar de mare și pentru că tot am avut request-uri la Panzer Elite, iată un match în care e adevărat, e un 2v2, însă există în componența Axis și această facțiune și anume Panzer Elite. Nu este jucată de Ransom, în schimb există, da? Deci cei care sunteți interesanți puteți să vedeți cum se poate juca cu ea într-un 2v2, ce doctrina alege băiatul ăsta Bob pe Rails and Metal și așa mai departe. O să vină și un match în care sunt Double Panzer Elite versus americani și britanici, parcă și așa mai departe, chiar un 1v1, dar toate in good time. O să fie un cadou de Crăciun din partea mea, o să încerc să vă aduc 10 casturi de Company of Heroes cu care să petreceți mai frumos sărbătorile. Sper să mă țină butoanele, să zic așa, sau cum să spun eu, ăsta, reactorul nuclear, da. Bun, ne întoarcem la meci, o treabă foarte frumoasă făcută de către americani, această sârmă ghimpată, Panzer Grenadier e un pic nulificație acolo, dar Ransom Air va putea să respingă pușul ăsta cu, să mă rog, pușul ăsta, tentativa asta de Ninja Cap, inginerii ăștia foarte răniți și trebuie să se retragă. Din partea aceasta, Tiger ar fi dorit să intre acolo unde se află Ransom Air, însă din păcate pentru el va fi, sau din păcate, din fericire, depinde cu ce facțiuni țineți, hotărăște să se angajeze aici unde sunt două trupe de Panzer Grenadiers, Panzer Grenadiers și un squad de Pius din partea lui Ransom Air. Mai vine un squad de Grenadiers acolo și riflemanii ăștia nici nu mai trebuiau să stea, trebuia să plece acum 30 de secunde dacă se putea. Vine și bike-ul din spate, deci un sandwich complet făcut la acel squad de riflemen. Mare atenție, americanii au mers build-ul acela Weapon Support Center împreună cu build-ul de Rifleman, deci o să vedem și sniper și mortaruri și deja un squad de Heavy Machine Gun este băgat în casa asta, bună treabă, pentru că benzina crucială s-o ții indiferent de facțiunea cu care joci sau facțiunile cu care sunt, sau facțiunile care sunt angajate în meci, god damn! Bun, mijlocul hărții momentan este sub control german, însă dacă Bob continuă să facă chestii de genul ăsta, și anume să facă cap când se află sub foc din partea riflemenilor, nu o să mai fie controlat de către Axis sau vor trebui să lupte mai mult decât ar fi nevoie. O bună treabă că s-a oprit și foarte frumos. Ransom Air îmi place de el, joacă 2v2 excelent, adică vine și-și ajută oponentul, nu stă și vegetează pe partea lui de hartă. Dacă vede că poate să ajute, atunci o va face. Pun un pic pauză și revin imediat. Ok, revin în match, a trebuit să răspund la telefon, a fost o chestie destul de importantă. Bun, ce s-a mai întâmplat? S-a întâmplat faptul că nemții au reușit să împingă aceste trupe de riflemeni. Mai vine unul proaspăt din partea lui Tiger, însă spun eu cu acești Grenadiers și Volch din partea Wehrmachtului. Nemții sunt relativ ok, Ransom Air, mare atenție la acel bike, e păcat să-l piardă. Bunker aici din partea Wehrmachtului, mai mult ca sigur va face într-un bunker de medici. Volch ăștia nu e ok unde s-a angajat cu ei, Ransom într-un final sar în yellow cover. Și în spate mai există acest squad de Panzer Grenadiers care vor încerca să nulifice construirea acestui machine gun emplacement. Și nu înțeleg de ce nu o fac. Nu înțeleg ce nu o fac un singur membru în acest squad. Se prea poate de la sniperul lui, da, exact, are două kill-uri de la sniperul lui Ransom Air și acum e un pic târziu. Oricum acești Panzer Grenadiers au reușit flancul acest machine gun emplacement.
Și Ransom reușește să scape și cu acel bike. Din păcate pentru Panzer Lee va trebui să plece cu acei Grenadiers, pentru că erau la un nivel de sănătate foarte, foarte scăzut. Bike-ul deschide focul. Nu știu unde este MG-ul lui Ransom, nu pot să-mi dau seama ce face, de ce nu aduce un MG, de-abia acum apare. Oricum îi va fi destul de greu, va trebui să fac un micro excelent la acel MG, pentru că am tras cu coada ochiului și am văzut că există și un mortar din partea americană. Aici încă un machine gun in placement din partea lui Thierry, deci se joacă un pic ca la Brit aici domnul Thierry. Bike-ul ăsta nu înțeleg de ce intră acolo, sunt două squaduri de engineer, am și unul este și cu flamethrower pe el. Damage de engine pe acest bike, o pierdere inutilă, spun eu, din partea lui Ransom. Și tot flancul stând, după cum bine putem observa, este decapat de către american. Mare grijă, nu vrei să pierzi benzina asta ca și german, e păcat, o să ai de-a face cu o căruță de armor și alte chestii nasoale din partea aliaților. Încă un squad de Panzer Grenadiers trebuie să se retragă, în schimb foarte bun poziționament acestui squad în casa asta, dar cu mortarul din partea aliaților nu mai se aici este. Aici este mortarul, o să fie destul de greu să-l mai țină acolo, o să încerce să stea acolo până când vor mai veni ceva trupe din partea germanilor. Ieși cu ei că-i pierzi. V1 pe acești engineeri, da, și după cum uitam rapid pe minimap, nici vorbă să vină vreo trupe pentru a proteja chestia asta de aici. Ideea e că îi ții acolo până vine altceva, nu-i ții aiurea. Da, dacă nu-ți vin trupe din spate, scoate-i, n-are rost să-i ții, să-i pierzi. Mare atenție, sârma ghimpată a fost tăiată și acum germanii pot să intre și pe aici, pe acest choke point natural, da, pe drumul ăsta între cele două garduri de piatră. Creek Barracks este terminat din partea lui Ransom, deci vom putea să vedem acel pack și e neapărat nevoie de el, pentru că Tiger, care a mers Rifleman, nu și-a făcut upgrade de BAR și nici individul ăsta care a mers Weapon Support Center nu și-a făcut... sau haideți să vedem ce au băiețași ăștia. Momentan nimic, doar că Tiger o să treacă la acel motor pool. Însă ce e nasol pentru Germania, că toate punctele de victorie sunt acum sub control armatei americane. 440 de puncte pentru germani, 500 pentru americani, nu s-a luat niciun punct aliaților. Și bike-ul ăsta tot timpul s-a mai făcut unul pentru că l-a pierdut pe primul. Dar nu știu unde e MG-ul ăla. Știu că a avut un MG. Este în casă aici. Tot timpul e ok să ieși cu el, să-l pui, să nu-l tai, să nu stea mobil, să nu fie idle unitatea aia. Și încă un machine gun in placement din partea lui Thierry. Foarte multă benzină s-a investit în aceste machine gun in placement-uri. Ideea e că atunci când va apărea pack-ul ăla plus mortar half-track-ul ăsta, o să iasă destul de nasol pentru americani. MG-ul ăsta într-un final deschide și el focul, suportat de sniperul ăsta. Un squad întreg de riflemen pierdut acolo de către americani. Foarte sloppy jucat de către, nu știu cine era, Tiger, cred. Bun, și acum îl vedem pe domnul Bob înaintând în teritoriul american. Ideea e că aceste half-track-uri trebuie să fie încărcate cu ceva Panzer Grenadiers, pentru că altcumva vor da jos acest machine gun in placement într-o 100.000 de ani și americanii vor putea să răspundă automat când vor vedea chestia asta. Dacă nu sunt Panzer Grenadier aia care să tragă, să aibă măcar un incendiar in ei ceva, va fi destul de greu. Interesant faptul că se face focus fire și s-a oferit și viziune la acest mortar din partea americanului, așa că mortarul german are o slubă mai ușoară și nimerește din prima acel mortar american. Foarte frumoasă treabă că totuși germanii sub presiunea asta reușesc să ia punctul ăsta de victorie. Mă rog, Wehrmacht nu prea a avut el mare presiune, în schimb Panzer Elite a fost cel mai activ și cel mai prezent pe hartă, ca să-i spun așa. Este și normal, având în vedere că ai un avantaj mult mai mare decât Wehrmacht-ul la început. Un squad de airborne, se pare că Thierry a mers airborne și nu pot să-mi dau seama dacă s-a făcut upgrade la acela pe airborne. Da, este acel recoilless rifle, însă trebuie să se retragă cu ei. Bună decizie, pentru că tot blobul Panzer Elite venea înspre ei. În schimb, pe flancul lui Ransom, să ne uităm rapid ce se întâmplă. MG-ul ăsta poziționat sau prins aiurea, off position, sunt acești Grenadiers. Până la urmă, domnul tot timpul îmi scapă numele lui. Unde ești, domnule? Unde ești? Cum te cheamă, mă, frate? Hai să te văd. Domnul... Nu, ăsta e Thierry. Tiger, așa, Tiger. Iese cu un M8.
Haideți că voi trece acum și de partea lor, o să trec de partea lui Tiger, pentru că mi se pare că are compoziția de armată cea mai interesantă. Individul ăsta altceva în afară de a construi machine gun emplacement-ul, nu a făcut absolut nimic. M8-ul ăsta frumos, îmi place că așteaptă până când se termină acele armor skirts. Eu acum spune că ar putea deja să intre cu el în teritoriul german. Încă nu am văzut mine din partea lui Ransom. Ar fi ok să pună mine măcar la ciocurile astea. Haideți să vedem. Da, exact. Acum parcă mă ascultă individul. Bun, machine gun in placement-ul ăsta la jumătate din sănătate. Și M8-ul ăsta terminat. Enemy unit down. Nu pot să-mi dau seama ce a căzut. Nu pot. A căzut acel half-track care... Bă, deci ai făcut damage, pleci, nu stai cu el, pentru că e normal că o să vină și să răspundă la treaba asta. O treabă foarte interesantă din partea lui Thierry, face cap cu acest sniper la punctul ăsta de muniție. Da, nu știu ce să zic de manevra asta. Ideea e că panțări grenadirii ăștia, fiind trei oameni în squad, sniperul ăsta să poată destul de lejer să tot facă chestia asta. Schimb, dacă Ransom ar fi pe fază, ar trimite un bike, nu știu dacă îl mai are. Îl mai are, normal, ar fi putut să-l trimite aici rapid, bine, se retrage până la urmă. Și mare atenție la acest Mortar Half-Track, care este sub presiune din partea acestor Airborne. Aaaa, o să ia... Nu, e prea târziu, pleacă cu ei. Iau, și pierd un squad întreg de Airborne acolo. Nasoală treabă, Thierry, my friend, deci trebuie să știi când să te retragi. Upgrade-ul de BAR din partea lui Tiger. Enemy unit down, niște pionieri s-au căzut. Și flancul Wehrmacht-ului începe să sufere încet și sigur. Ca multe trupe și pe aici, nu știu, germanul ar trebui să vină să-l ajute pe compatriotul său. Pac a dus aici pentru a mai pune presiune pe acele mopte. Moptul foarte frumos ținut după acest avion. Și se intră acum acolo cu acest half-track, probabil pentru a... am crezut că vrea să facă... Unde-i sniperul? A murit sniperul. Nu pot să-mi dau seama ce se întâmplă. Deci nu pot să-mi dau seama ce se întâmplă. Dă, cred că a vrut să intre acolo. S-a băgat în half-track, mă. Da, măi, l-a băgat în half-track pe individ. Foarte tare treabă. Frumos jucat. În schimb, MG-ul ăsta că am luat multe shot-uri din partea acestui M8. Ce bine ar fi fost să aibă aici așa un forward headquarter. Deși clădirea asta nu este una la full health, i-ar fi prins bine, spun eu. Panzerfaust acolo din partea acestor Volks. Iarăși enemy unit down. AT-ul ăsta, spun eu, că a distrus Mortar half-track-ul ăsta, exact. În schimb, unealta, sau mă rog, Krul de pe unealtă distrus și va lua și damage. Our forces are taking casualties. Se pare că până la urmă M8-ul ăsta a căzut și Ransom reușește să mai respire un pic pe flancul său. Mare atenție, 500 de puncte pentru american, 319 pentru german. Presiunea o să fie din ce în ce mai mare dacă Axis, facțiunea Axis nu va putea să spargă, dar la mijloc chiar nu este nimeni, nu trebuie, nu se face cap. Deci băiatul ăsta ar cam trebui să mai gândească un pic, având în vedere că și punctele sunt în defavoarea germanilor, mai ales că are atât de multe trupe de capping sau infanterie. Doamne, ce măcele acolo la panțării, pierde într-una trupe. Păcat, 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 M8-ul ăsta a distrus și acest bike din partea lui Ransom și... cam toate planurile germanilor încep să nu arate extraordinar de bine. Să vedem exact cum se va termina meciul. Se încearcă aici puțin, nu știu ce se încearcă, sincer, pentru că M8-ul ăsta este în urmărire și acest infantry half-track nu cred că va mai ajunge acasă. Exact, a căzut. Bună treabă făcută de către aliați. MG-ul ăsta complet aiurea poziționat aici, nu mai are ce să stea. Este într-adevăr în hardcover, însă versus un M8, un armor car nu prea are ce să facă. Între timp, pe mijlocul hărții avem o căruță de trupe din partea lui Tiger, două squaduri de riflemen plus un squad de flame engines. Să vedem exact ce se va putea face. Acești panzer grenadiers trebuie să se retragă. Din partea lui Bob avem un Wirbelwind. O treabă destul de ok pe care germanul o face sau panțărit o face. Sniperul ăsta în continuare în viață, 26 de kill-uri pe el, mare atenție. Și tot push-ul ăla din partea lui Tiger nulificat. A pierdut și Ransom un squad întreg de vol și a încercat să arunce un sticky bomb și pierde un squad întreg de rifleman.
Deci un schimb mai mult decât bun pentru, pentru domnul Ransom, plus care acest medic bunker și toate trupele alea o să fie transformate în Grenadiers. Cred că Ransom joacă defensiv pentru că altcum nu explic de ce acești Panzer Grenadiers vin aici la bunkerul ăsta. Probabil că așteaptă să se facă reinforce-ul la el. Sau? Nu pot să-mi dau seama. Bun, ideea e că domnul Tiger a mers pe armor. Vedem faptul că în curând se va putea chema acel Calliope. Și atunci lucrurile o să înceapă să pută urât de top pentru germani. Încă nu știu ce joacă, ba, Thierry joacă Airborne. Da, deci un combo destul de frumos cu acest armor cu Airborne. Dacă țineți bine minte, atunci era parcă infantry cu Airborne. Se dădea Recon plane-ul ăla și după aia se dădea cu artilerie. Acum o să se, probabil o să se dea Recon și o să se dea cu Calliope. Ceva de genul ăsta. Deci combo este cam același. Și ce treabă bună au reușit să facă cu aceste machine gun emplacement-uri indivizii ăștia. Și spun eu că panțărăitul i-a cam lăsat în pace. Nu prea a gândit-o el exact cu acel infantry half recurcați, acei panțări grenadieri cu panțăr Shrek. Urcați în acel infantry half, reduși în spatele acestor machine gun emplacement-uri și din două voleuri erau gata chestiile astea. Și acum, în continuare, punctele astea, punctul ăsta de pe mijloc, în continuare, sub control american, deși au fost timp suficient pentru a fi decapat, capat și adus sub control german. Deci aici un pic sloppy axis. Virbelwindul ăsta ia din plin un shot de la acest 57mm anti-tank gun din partea lui Tiger. Și momentan linia frontului arată destul de bine, cam asta e linia frontului. Cam tot ce au americanii în acest pe centrul hărții, ca să-i spun așa, la nemți la fel. Și avem și un Marder din partea lui Bob. Încă un bunker aici care mă gândesc o să-l transform într-un bunker de reparație, având în vedere că partenerul de luptă este un Panzer Elite și armata este jucată și cu vehicule. Deci o să fie interesant. 4 squaduri de Panzer Grenadiers acolo pe flancul drept. Să vedem ce vor reuși să facă. Momentan Ransomware continuă să se apere și o face foarte bine. Sunt curios să văd ce o să poată să mai facă în momentul în care acele Calliope vor intra pe câmpul de luptă. AT-ul ăsta a încercat să tragă după, nu știu, după acest Marder sau după Verbalwind, habar nu am. Grenadierii ăștia împinși de un squad de Flame Engies și sniperul ăsta ar trebui să intre în acțiune cât de curând. O mare chestie care spun eu că pute urât de tot americanii că nu au niciun sniper. Sau poate dacă au avut a fost counter snipe de către Ransomware. Nu am văzut treaba asta. Și să mergi weapon support center cu americanii, să nu-ți faci un sniper, e nebunie curată. Pentru că germanii atunci vor fi regi pe câmpul de luptă. Mult manpower vei pierde cu americanul. Zici că sunt eu dacă vorbesc. Manpower mult pierde tu dacă nu faci, dacă sniper nu faci. Și Panzer Grenadierii ăștia de pe flancul drept au cam înghițit băiețași ăștia niște mortar shots. Apar și niște riflemen aici. Mare atenție, toate trupele astea sunt cu Panzer Shrek, mai puțin squadul ăsta, dar firepower-ul nu este atât de bun ca și atunci când nu ar fi fost upgrade-uiți cu un Panzer Faust, Panzer Shrek. Iară se stă aici extraordinar de mult versus o apărare cu machine gun emplacement M8 și așa mai departe. Pe flancul lui Ransom, un AT parașutat de către Thierry, are și niște riflemen acum individul ăsta, dar Ransom a pus deja vet 1 pe trupele astea de infanterie. Să vedem din build-ul pe care îl face, se pare că merge pe tier 4. Pe un tier 4, eu spun că ar fi fost mult mai ok să meargă pe un tier 3 pentru acele Nebelwerferi, având în vedere că spamul ăsta de AT o să devină din ce în ce mai îngrijorător. Nebelwerferele alea, oh god, și panțării mai pierde și Virbelwindul ăla de la T-ul ăsta. Un upgrade, pun un pic pauză pentru a vedea exact ce upgrade-uri a făcut domnul Ransomware pe acești panțări grenadieri. O chestie care nu prea am văzut-o de foarte multe ori. Se pune și un Panzer Faust. Ce ai frate cu Panzer Faust? Se pune un Panzer Shrek
și un MG42. Deci este un upgrade, nu știu cum să zic, ăsta îl făceam și eu pe la începuturi. Nu e rău, dar de obicei se merge double Panzerschreck, double MG42. De fapt, MG42 ăla nu prea l-am pus. Nu știu, ideea e că trebuie să fii în poziție fixă cu el ca să ai damage extraordinar de mare, pe când riflemanii pot să meargă și să și tragă cu acele BARs. De aia, nu știu cât e de viabil. Mă rog, dacă îți place să-l faci, fă-l, lui Ransomware îi place, drept urmare îl face. Dau drumul mai departe la partid, acesta T este distrus și mi-ar place să-l văd pe Wehrmachtist, că va distruge unealta. Se pare că Ransomware se hotărăște să ia acel AT, nu știu dacă avea upgrade de MG42, oricum dacă avea, cred că s-a pierdut. Și pentru că se joacă Armor Tiger foarte frumos, vine cu un M8 de V1 pentru a cuceri muniția asta de 5. Și deocamdată luptele iau o mică pauză pe Rails and Metal. Momentan puncte de victorie 500 la 205 spre 214, da? Și dacă o să transpire nemții este vina lor, pur vina lor. Acest machine gun emplacement nici vorbă să ajungă până aici, da? Deci se putea face cap la chestia asta de nu știu când. Și normal, de ce să faci dacă vrei? E normal, e mai simplu să fii sadomaso, e mai simplu să transpiri ca un maniac pe sfârșitul meciului, să nu mai știi în ce direcție să te duci, ce să faci. Tank depot acum din partea lui Tiger. Și ce se mai întâmplă aici? Armor carul ăsta, ce a luat? Ei, de la PAC, prieten, de la PAC. Nici o tentativă să-l tragă înapoi, a căzut acele mob de V1. Oh, Lord, da, iar se încearcă construirea unui machine gun emplacement aici și din păcate ain't gonna fucking happen pentru americani. În continuare acest, cum să-i spun, Engis cu flăcări în casa asta, însă încă nu va cădea pentru că sunt prea multe trupe de panțerit, însă mare grijă la acest mortar și frumos, frumos este prins blobul ăla. S-a mai distrus ceva, s-a distrus marderul din partea lui Bob și Wehrmachtul reușește să țină flancul său, în schimb panțeritul va putea să pătrundă aici unde există un AT, mortarul ăsta atât de enervant din partea americanului. Haideți să vedem ce frumos ar fi să fi făcut niște flame nades panțerelitul. Ce bine ar fi fost, putea să arunce și aici, putea să arunce și aici. O să cadă mortarul, unealta în schimb rămâne și o să cadă și AT-ul ăsta. Ar trebui să fie distrus automat pentru că... Strafe, nicio problemă. Bunkerul ăla de medici, chiar că am trebuit să înceapă să lucreze. Din păcate, este distanța prea mare pentru medicii ca să vină până aici. Uitați câte victime au fost făcute. Și într-un final, cine face cap? De cap Ransomware, pentru că aliatul său se pare joacă în Annihilation sau ceva de genul ăsta. Se mai parașutează niște airborne. N-ar fi fost frumos să-i parașutești totuși undeva unde era, aveau direct cover. Da, aici o să trească să intre împreună cu băiețașii ăștia în hardcover. Deja se ia și ceva damage pe ei. Se face cap când se trage asupra lor. Deci multe, multe greșeli din astea pe care Panzer Dito face. Ransomware aici un charge complet nullificat de către acest machine gun emplacement. Ce bine ar fi fost să existe acele Nebelwerfer, să fi mers un tier 3. Și AT-ul ăsta cade, sau mă rog, Cruel care avea V1 cade. Iar trebuie să se retragă. Mare grijă la sniperul ăsta, are 31 de kill-uri, prieten, sniperul ăla, și încă nu avem niciun sniper din partea americanilor. Nu știu exact skill-ul pe care îl aveau jucătorii aliați în cadrul acestui match, nu știu cine sunt. Și la Ren să mers în nivelul de skill, vi puteți da seama după meciurile care au fost sau casturile care au fost puse aici pe site. Ce se mai întâmplă, ce se mai întâmplă, iar vine panțăritul aici, sincer, dar nu înțeleg, deci pun iarăși un pic pauză, a intrat de atâtea ori, știi că există acest machine gun emplacement, ce Dumnezeu mai faci, ce crezi că au venit niște dwarfi sau elfii lui Moș Crăciun și au distrus acest machine gun emplacement, că altcineva nu a făcut-o, Ransomware n-avea cum să o facă pentru că ăsta e flancul lui, da? Deci nu o să vină neamțul până ai să-ți distrugă ție machine gun emplacement-ul și în continuu tu aduci trupe într-o zonă în care știi că există chestia asta. Deci, nu știu, câteodată dacă pierzi chiar meriți să o faci și să nu te mai plângi atâta că, nu știu ce, US este OP, map hack-uri și din astea. Deci, băi frate, dacă vezi că tot vii aici cu trupe și MG-ul ăsta e încă în viață,
The fuck. Bun, dau drumul mai departe la cast. Avem aici un 88 din partea lui Bob. Se pare că a mers Luftwaffe. Și atunci AT-urile astea o să aibă mult de suferit. Foarte mult de suferit și fără niște sniperi o să fie destul de greu. Vedem prima Calliope pe câmpul de luptă din partea lui Tiger. Haideți să mai trecem și de partea lui o să trec de partea lui Ransom, pentru că Bob ăla sincer nu prea merită să fie adus în prim plan. Oricum un squad de Luftwaffe vine aici. Și iarăși există, sau nu există Ketten-ul. Ketten-ul este crucial dacă ai mers Luftwaffe, pentru că poți să-l camuflezi, da? Poți să-l aduci, să oferi viziune, nu vii cu trupele astea care te costă manpower, asta e chestia. Și normal, vedeți că deja sunt la 2 oameni dintr-un squad de 5. Și nu știu ce se întâmplă cu acest 88. Ideea e că poziția e destul de bine fortificată acolo de către Ransom. A căzut machine gun emplacement-ul, însă se deschide focul cu acel Calliope. Haideți să vedem ce o să iasă aici. Mare grijă la sniperul ăsta, este păcat, are 34 de kill-uri în acest moment. Poziție destul de interesantă la acest 88. Nu a luat aproape deloc damage de la acea salvă de Calliope. Iar acum americanii o să înceapă să-și mai cumpere Pampers, se mai stopează și din acel bleed. 461 pentru americani, 187 pentru germani. Și haideți să vedem push-ul ăsta pe care îl încearcă Bob din nou. Deci din nou ăsta a și fost reparat, acest machine gun emplacement. Deci chiar, frate, lucrează pe unde s-a distrus acel machine gun emplacement. Lasă dracului poziția asta, vino prin spate. Dacă prin față ai încercat 11.000 de ori și nu ți-a ieșit, vino prin spate. N-a așteptat să-ți spună, nu știu, rea să mergi. Băi, frate, du-te prin spate, hai că flancăm, nu știu ce. Deci asta e dezavantajul când joci cu cineva de pe net care habar nu ai cine e, nu-l cunoști mai departe, nu poți să-i spui, trebuie să scrii. Go behind, try to flank. Păi până scrii tu, ăsta stragi un Calliope, nu ești atent, nu poți să dai retreat și mai departe. Ideea e că acest 88 a fost decrud și acum ar cam trebui să fie recrud, dar se pare că niciun german nu face chestia asta. Ransomware a jucat Terror, dacă vă întrebați, prieteni. Deci și-a mers și pe ramura cu King Tiger-ul. Se prea poate să vedem și King Tiger-ul în match, dacă nu o să dea forfeit băieții și ăștia aliați în curând. Iar se deschide focul cu acel Calliope. Oh. Nu pot să zic că a făcut nu știu ce damage, dar frumos dodge la acele shoturi de Calliope. MG-ul ăsta ar cam trebui reinforsat. Bună treabă și cu acest half-track, în continuare în viață. Și se pot ține trupele germane mai mult pe câmpul de luptă. Aici nu sunt de acord cu treaba asta, cu acest Wirbelwind adus în proximitatea casei astea, unde sunt acești airborne grenade acolo. Și un squad întreg de airborne distrus. A căzut și acel Wirbelwind. Flak 88-ul remand. A căzut un AT și lucrurile încep să arate destul de nasol pentru american. King Tiger-ul poate fi adus pe câmpul de luptă, nu există momentan manpower-ul și nici cap-ul, pop cap-ul pentru a putea să-l cheme. Flamers aici, foarte frumoasă poziție din partea lor, însă o grenadă o să rezolve treaba asta. Sper că o să se arunce o grenadă din partea lui Ransom, se pare că nu. Panzer Elite au reușit să intre în această casă și o să reușească să pună ceva presiune dacă acest squad de engineer va putea să fie distrus de către Ransom. MG-ul a dus acolo și se pierde un squad întreg de Grenadier, prieteni. Ransom, neatent un pic. Chestia e că s-a dus acest MG, dar nefiind distrus machine gun emplacement-ul, normal că o să ia și ăsta damage. Între timp pe flancul pe flancul Wehrmacht-ului, o tentativă de Ninja Airborne pe aici, s-a aruncat un, sau nu știu, Satchel Charge, habar n-am ce a fost acolo, se continuă să se stea acolo cu băieța și aia, na, mă rog, nu mă uit, dar din partea Wehrmacht-ului ved 3 pe aceste osfinduri, prieteni, ved 3 și normal, că dacă Panzer Elite nu o face, o să o facă Wehrmacht-ul și o să distrugă într-un final acest machine gun emplacement, battle, Dumnezeu, Bob, tată, ești orb. Da, ești orb. Machine gun in placement. Pam, pam, pam. A căzut până la urmă. Și în continuare se stă cu acești airborne, da? Deci după ce că tot dai reinforce la ei, ăsta tot cheamă. Deci tot cheamă și tot cheamă și tot cheamă și tot cheamă. Da.
Și o să piardă probabil la un moment dat, pentru că na. Nu. Bine. Bun, ideea e că a apărut un Sherman care pur și simplu nu prea are ce să caute în poziția aia din cauza acestui 88. Vine și un M3 half track din partea lui Thierry. Și grenada acolo din partea Airborne-ilor a căzut AT-ul ăla, există pacul în schimb. Și da, flancul ăla spune eu că e destul de safe, acum se poate chema și Tigerul, King Tigerul, mai trebuie însă 100 și ceva manpower până când se poate să apară pe hartă. Și da, Ransomware își readuce acel efectiv de blindate, nu blindate grele, încerc scuze, deci Oswindul ăsta nu știu, îl consider așa mai ușor din fire. A căzut AT-ul ăla, deci ce poziție frumoasă găsită la acest 88, mijlocul hărții central, poate să acopere cam toate flancurile și da, obliterare completă aici din partea lui Ransom versus tot ce are domnul Thierry. A căzut și acel half-track american și acum nu știu ce se mai stă. Oricum, în momentul în care o să apare și acest King Tiger, atunci armura americană chiar nu mai prea are ce să caute pe câmpul de luptă decât într-un număr extraordinar de mare de M10-uri sau M18, depinde cu ce unități joacă bețașii ăștia. Grenadă din partea acestor grenadiers care sunt deja vet 2, MG-ul ăsta o să cadă la un moment dat, a căzut în acest moment. Și ce altceva se mai întâmplă, MG aici în casă, unități idle care ar putea să facă cap la acest punct de victorie. Ce să facă, nemții vor să transpire. Și a apărut King Tiger-ul, că nu pot să-mi dau seama, da, se pare că a fost chemat, dar nu îl văd exact unde Dumnezeu e. Aici. Da, deci acolo este King Tiger-ul, o să ia ceva până ajunge, dar și când ajunge americanii probabil... Cu chestiile astea chiar nu le văd, flag building construit acolo. Bună treabă, pentru că AT-urile astea nu se mai poate să-i facă prea mare lucru, va trebui să vină cu ceva gen infanterie, ăsta este o tocătoare de infanterie. Ești bine jucat de către german până la urmă, însă nu pot să-i trec cu vederea greșeala aia cu acel MG emplacement, da, de câte ori s-a băgat acolo total aiurea. Acest mortar recruit, după cum ne spuneam, și Calliope deschide focul sniperului lui Ransomware în continuare în viață. Bună treabă cu de Ransomware. Acest 88 are de vet și nu se dă de vet. Iar mare greșeală. În schimb, Wehrmacht-ul joacă superb, adică joacă super, joacă cum trebuia să joace. V3 pe Oswind-uri, Infantry Killers, bestiile astea, apare și King Tiger-ul și ăsta este momentul în care Ransomware spune: m-am săturat! Intru peste voi. Există un M10, dar un M10 versus un King Tiger plus suport de infanterie, o treabă bună pe care o face Bob este că aduce acești Luftwaffe, vor putea să ofere reparații acestui M10. Și s-a dat și un Firestorm aici, nu știu exact ce a fost sau ce aveau americanii acolo de Ransomware, s-au hotărât să dea Firestorm-ul acolo. O să rămân pe flancul cu acest King Tiger pentru că îmi place prea mult unitatea. Și da, Bob202 zice: great game, mate! Da, i-a plăcut la panțărelit, având în vedere că Wehrmacht-ul a făcut mai toată treaba. Frumoasă poziționare aici la aceste poziții fixe, aceste unelte fixe din partea panțărelit. 88-ul ăsta în continuare nu se dă vet pe el. Two Panzers coming up, mă gândesc că e vorba de Panzer Battle Group. Hai să treci de partea lui Bob. What? Two Panzers coming up? Nu înțeleg. Nici măcar n-are cercetate. Ba, acum. Deci fac numai Panzer Battle Group. Americanii săraci, nu știu ce au jucat ei în meciul ăsta. A trebuit să le dea lecții Durex cu acei Airborne. Să arate Durex cum se joacă, frate, cu Airborne-ia. Băi, deci ăștia sunt niște, cum zic eu, mici copii. Când vine Durex să iau să zică ceva, și o să le arată cum trebuie jucat cu Airborne, vor câștiga, sau vor câștiga. O să înceapă să urmărească pe Durex tocmai des, dacă la StarCraft 2 văd, băi, cum joacă ăsta cu Airborne, papi, trebuie să începem să urmărim pe Twitter, peste tot, pe Facebook, unde putem. Da, aici o treabă frumoasă e că poziția asta este asaltată cu acest mortar, dar e prea târziu pentru ca americanii să mai facă ceva puncte de victorie. 356 pentru americani, 187 pentru germani, 88-ul ăla continuă într-una.
Ransomware bug un thanks, probabil s-a făcut semn că se tot trage cu mortarul ăsta. Sniper, 37 de kill-uri pe capul lui. King Tiger, King Tiger, King Tiger. Unde e King Tiger? Nu spune că l-a pierdut. What the fuck is the King Tiger? Bă, unde e King Tiger-ul, frate? Hai, aici, e aici, e aici. Doamne ajută. Am văzut aici un strafe, s-au mai luat ceva în mine. Și a căzut și sniperul lui Ransomware cu 37 sau 38 de kill-uri. Da, da, oricum, l-a ținut până acum treaba bună făcută de către Wehrmacht, jucătorul de Wehrmacht. Apare și acest Panther Battle Group care e, cum să zic eu, cuiul din Coșciuc, ultimul cui. Și da, se intre aici ca și cu rusul. Ca și rusul, dar păi ești normal că o să-ți dea sticky bomb la greu, damage dengi. Nu pot să cred că o să pierd un Panther instantaneu, frate. Deci nu pot să cred că o să pierd un Panther instantaneu. Haideți, măcar cu ăsta să se facă flancul, că Liopi deschide focul. Cât noroc, ca să nu zic bulan. Cât noroc acolo și în continuu, nu contează că ăsta e pe moarte, el intră în continuare cu el în teritoriul inamic. Vine M10-ul ăsta, să sperăm că o să-l poată distruge, deci nu trebuie iertați în divizii ăștia. Hai cu M10-le, o să ne toacem rapid să vedem, sau rămânem, să vedem dacă acest Panther va cădea, sau... Hai, 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 hai! Da, bun, o să ia probabil sticky bomb și se a băgat vetul defensiv, a căzut, ia să vedem. V2 pe cer, aici în bună treabă. Ce se mai întâmplă aici? Păi la Ransomware chiar nu se poate intra, nu prea se poate mișca acolo. Butterfly bombs puse... unde? Unde s-au pus butterfly bombs? Aici. Da, o bună treabă, în momentul în care o să fac un mega push cu acei riflemen, o să ia în plin aceste butterfly bombs și se pare că un aliat deja cedează, este vorba de Thierry și imediat urmează și Tiger. Deci meciul este terminat acum, prieteni. Da, ce pot să spun? Un meci ok, frumos. Dacă ești Wehrmacht, vrei să-ți se facă poftă să joci 2v2-uri cu un Panzer Elite, uită-te la meciul ăsta. În schimb, nu pot să zic că skill-ul Panzer Elite a fost unul over the top, ba din contră, undeva un jucător de level maxim 8. Da, deci la ce făcea și cum intra și așa mai departe, eu mai mult de un level 8 nu-i dau individului ăsta, poate chiar 7. Și da, Ransomware a jucat foarte, foarte bine, a făcut exact ce trebuia, așa a ținut flancul și așa mai departe. Și de aia spun, meciurile astea jucate pe ladder-ul de 2v2 cu oameni necunoscuți sunt câteodată riscante. Eu pur și simplu mă enervam când începeam să joc. E adevărat, am dat peste 2 sau 3 indivizi care jucau foarte bine, pe aia am adăugat la prieteni, dar restul sau experiența mea a fost că am dat numai de oameni retardați mental. Și aia chiar nu aveau nicio treabă cu cohul. Probabil l-am întrebat, zic, băi frate, tu ai mai jucat Company of Heroes? E cam a doua oară când joc, și ce ai jucat? Ăsta, Command & Conquer. Na, în momentul ăla am dat GG-ul și am ieșit, pentru că vedeam exact ce face. Intra cu tot acei riflemen, nu știu cât își făcea, 4, la un moment dat avea 6, dar și nu făcea altceva decât riflemen. Și intra în MG-uri, picau mortar pe el, nu dădea retreat. Și în momentul ăla când mi-au zis că joacă Command & Conquer, am spus, no, bun frate, hai, continuă singur dacă vrei, eu am ieșit. Da, prieten, cam ăsta a fost castul pentru Ransomware, sau mai bine zis requestul din partea lui. Sper că v-a plăcut. Următorul request este al lui Pepito Disco, o să-l aduc și pe ăla și da, ca de obicei vă invit să comentați, nu fiți apatici, intrați, puneți păreri, chestii, trestii, păreri constructive, nu fiți de genul ăla, ăștia Snoop m-au jucat, ce dracu, lasă-mă dracu, că băi, nu-ți convine ce vezi, mai bine nu comentezi, nu te uita, închide castul, dar dacă v-au plăcut meciurile de până acum și meciul ăsta în special, intrați, scrieți, dați-vă cu părerea și așa mai departe. Da, prieten, cam atât din partea mea pentru castul de astăzi și până când ne reauzim, Warbinger vă urează toate cele bune. Ciao, ciao!